Sâmbătă seara sunteți așteptați la muzeu. Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău se alătură altor peste 170 de muzee și spații culturale din România și își deschide porțile pentru iubitorii de artă. Ediția din acest an a evenimentului Noaptea Muzeelor va avea loc pe 21 mai. Ca în fiecare an, cu ocazia evenimentului european dedicat muzeelor, este sărbătorită și Ziua Muzeului Județean de Istorie și Artă, ajuns la vârsta de 65 de ani. Doar 65 de ani, având în vedere că în lumea muzeelor tot ce e mai vechi este mai apreciat sau mai valoros. Evenimentul va debuta sâmbătă după amiază cu activități și concursuri ce se vor desfășura pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. Cei mai încântați de vizită vor fi copiii. Pentru ei vor fi organizate ateliere de creație unde pot confecționa lampioane care vor fi aprinse la lăsarea serii. Micuții care au talent în bucătărie vor face biscuiți după o rețetă veche, pe care îi vor și coace în curtea muzeului. Micii bucătari și rețetele bunicilor. Acum, rețetele vor fi chiar mai vechi decât ale bunicilor. Vor primi aluatul gata făcut, îl vor întinde, da? Vor ștampila, vor imprima forma pe biscuit și mai mult decât atâta îi vom coace de-a dreptul în curtea muzeului sub țest. De asemenea, sâmbătă va avea loc vernisajul expoziției Istoria în miniatură. Expoziția este alcătuită din 9 machete care reconstituie evenimentele din diferite perioade istorice. Cu această ocazie, copiii și adulții pot participa la concursul interactiv Intruși din alte timpuri. În fiecare dintre aceste machete există cel puțin un element care nu se potrivește, care este un fals. Prima echipă care va identifica falsul istoriei va fi declarată echipa câștigătoare și va fi și premiată. Premiile constau în replici după piese de patrimoniu în cazul copiilor, în timp ce adulții se vor mulțumi cu aplauzele și aprecierile spectatorilor. Vizitatorii din acest an vor avea parte de o experiență unică. Deși în mod normal obiectele din muzeu pot fi doar privite, în acest an vizitatorii vor putea și atinge anumite obiecte de patrimoniu, piese care nu sunt sensibile sau expuse degradării. În momentul în care îi ofer posibilitatea de a atinge un obiect care are 2000 de ani e cu totul altfel experiența emoțională a vizitării unui muzeu decât dacă doar o vede și o vizualizează la distanță. Pusă în situația de a alege piesa vedetă, Corina Bejinariu, managerul muzeului, nu a putut da un răspuns. Dacă eu aș spune că toate piesele pe care noi le prezentăm publicului sunt valoroase pentru că ele până la urmă vorbesc despre noi, despre istoria locală și despre identitatea noastră. Ediția din acest an este marcată de o premieră la nivel național. Vizitatorii vor avea acces la un ghidaj audio-video disponibil pe telefoanele mobile. Acest serviciu va fi disponibil însă doar în muzeele din București și în alte câteva orașe mari din țară, între care Cluj-Napoca și Iași.